Tannim me ne ho echipa che conosco bene, hanno fost acolo 18 luni, un match difficile, mai ales pentru che noi venim da tre infringere in playoff, e atunci speriamo che da si vorfi concentrarsi con morale buona, totuși ne am antrenate, s-au pregătit bine. Și am revenit din punctul de vedere moral, pentru că în fotbal asta se întâmplă. Echipa bună care din afară de meciul cu FCSB, ultime 6 meciuri, 3 din campionat, 3 și de play-off, a pierdut numai meciul cu FCSB. A făcut 2 remize cu CFR și cu Faru, 2 echipe foarte bune din play-off. Atunci va fi un meci dificil. Schimbări vor fi în echipă pentru că s-a vorbit în această săptămână, i-am văzut și pe cei din conducere că vor lua măsuri împotriva unor jucători din lotul dumneavoastră. Ce schimbări ar putea apărea? Da, asta e meseria antrenorului, să vedem care vor fi schimbările în primul 11. Normal, noi venim de la un match pierdut a casa cu CFR și e normale che probabile vor fi schimbare. Dopo vom vedere asta de masuri, nu vorbim pentru că acum nu are importanță in acest momento. Și da, cine vom trimite pe teren va fi sigur competitiv pentru acest meci importante pentru noi. Cum i-ați simțit săptămâna aceasta și dacă este o presiune, apasă pe umerii jucătorilor toată situația aceasta? Beh, ma giocatori, ca antrenori, ca giocatori, toți noi trebuie să fim obișnuiți cu presiuni. E normale che s-a vorbit mult prin presa, dar asta jucătorii trebuie să stau departe, trebuie să se concentreze numai pentru meciul și gata, pentru că avem oricum șansa, ocazia de a reveni, încercând să castigăm aceste 3 puncte și măcar să liniștesc un pic apele. Sunt 7 meciuri și trebuie să dăm totul. Ei s-au antrenat bine, ceea ce am văzut, au revenit, pentru că oricum în fotbal nu se poate sta multe zile așa, cu moralul jos. Se pierde, se trece și ne gândim la meciul următor, asta, meciul cu Sepsi. Pentru dumneavoastră, cât de grea este perioada aceasta? Pentru că, de obicei, când rezultatele nu sunt cele dorite, antrenorul este primul vizat, să spunem. Aveți, simțiți o presiune suplimentară din acest punct de vedere? Nu, sunt obișnuit cu presiune. Nu e che sunt de 24 de ani în antrenorate, nu e che am trecut prin aceste perioade unde nu se castigă și când eram cu echipe mai mici și cu echipe mai mari. Nu e problema mea. Problema e că sper că băieții vor fi pe teren concentrați și cu un morale bun, adică cu încredere în calitățile loro, pentru că avem un grup valoros și eu cred che è adevărat, am greșit mulți, toți suntem vinovați, dar echipa arată așa de bine 30 de meciuri cu multe probleme che am avut în cursul campionatului, che am ajuns pe locul 2 la 4 puncte de FCSB după. Nu știu ceea ce s-a întâmplat, dar știu ce s-a întâmplat. Nu e că sunt așa, cunosc, fac analize și vedem întotdeauna unde uno greșește și trebuie să reparăm această situație. Avem ocazia pentru a castiga 3 puncte cu, repet, o echipă oricum bună. E frustrant este că totuși că ați fost foarte aproape de titlu. Nu, vabbè, ma non vorbim acum de titolo. Cioè, è normale che se vorbeste aici, cioè non è aici, oriunde. Tu stai o settimana a Castiggi, stai a proprio dei 4 punti, dopo hai perduto 3 match, ci stai in departata e ci la rivedere con titolo. È normale che andessi l'obiettivo, che era obiettivo all'inizio del campionato, era asta, ci rimane asta di locul 1, locul 3, scordami locul 1, locul 2, locul 3, adica un passo in avanti, quando
dacă Rapidul ajunge din nou după mulți ani în cupele europene. Și asta e obiectivul care a rămas. După, e normal, ai castigat, au venit jucătorii, dar nu e ușor de la o zi la alta să faci o omogenitate a grupului, relațiile interumane, relațiile dintre jucătorii din punctul de vedere, relațiile de joc vorbesc, dar și interumane, cu jucătorii, cu străini care au venit. Și noi nu a fost ușor. Din păcate asta s-a întâmplat o perioadă așa prostă și ne-am îndepărtat de titlu. Dar avem întotdeauna oricum șanse de a reveni pe podium și luptam pentru că vedeți Craiova măcar a pierdut, acum a revenit și ne-a depășit măcar Farul, dar se luptă. Sunt 7 meciuri și va fi o luptă strinsă, cel puțin pentru locul 2, locul 3. Deci luptați pentru locul 2, pe trila asta spunea mai devreme. Mi se pare că e așa, nu? Este locul realistic în momentul de față. Certo, nu e realistic acest locul. Suntem la 3 puncte, mă vedem seara asta ce face CFR și după luptăm. Avem meciul cu CFR, avem din nou Craiova acasă, avem din nou Sepsi afară, avem meciul cu FCSB peste 2 săptămâni, după avem ultimul meci de campionat. Sunt 7 meciuri, că nu e realistic un locul 2. Cred că da, e realistic, dar vom lupta împreună cu celălalt. Cine greșește mai puțin, cine mai are mai multă încredere în calitățile, în valori jucătorii, vedem, probabil va castiga acest loc foarte, foarte important, oricum, la sfârșitul campionatului. Credeți că se va întări și mai mult CFR-ul în această luptă pentru locul 2, dacă Dan Petrescu va sosi acolo? Ma nu știu, eu nu cred sincer că Dan Petrescu, eu ceea ce cred așa, nu cred că Dan Petrescu ia echipa până la sfârșitul campionat. Acum, eu n-am sticlă, n-am mingea de sticlă. Zic eu că probabil, nu știu eu, dacă ia echipa până la sfârșitul campionat. După, dacă revine, poate, dar de ceea ce am auzit și el a declarat că nu cunoște bine încă echipa, au venit mulți jucători. Nu e ușor pentru un antrenor. Voi faceți prea mult ușor lucruri în fotbal. Nu e așa. E un antrenor cu capacitate de a mobiliza CFR, de a deveni și mai puternic. Dar nu cred că eu ia echipa în aceste ultime 7 meciuri. După vom vedea. E o părere mea, o modestă părere mea. Pentru dumneavoastră mai un meci special, cel cu Sepsi, pentru că ați făcut acolo o perioadă lungă de timp. Da, asta sigur. 18 luni nu se uita, pentru că acolo am făcut și performanța cu 3 cupe, nu 2, cum am auzit, 3 cupe și a fost bine. A fost, cunosc bine dorința acest patronul, direttore sportivo, manager di Osighi, Attila Dnaghi, conosco tutta lume a colo. 18 luni hanno trecute amintire frumose a colo, și me bucur che han fost a colo. Și acum s-a schimbat echipa, repet, pentru că are și un antrenor nemț, am văzut și e o echipă un pic diferită de cele altre echipe din România, come gioca, stil de joc. Și atunci va fi un match probabil frumos, zic eu. Deși niciun meci nu seamănă unul cu celălalt, spuneți-mi, vă rog, pentru acest final de campionat, în lupta pentru locul 2 și cupele europene, le veți spune jucătorilor din nou meciul acela cu FCSB în care practic i-ați dobit? De cei de la FCSB? Nu, scuze că nu am înțeles, iartă-mă. Pentru acest final de campionat, în lupta pentru locul 2, le veți spune din nou jucătorilor meciul cu FCSB, în care pur și simplu se-i mântați. Se revede. Atunci Rapidul a arătat mare. Nu, da. De asta că vine, cum se poate spune, nu dezamăgire, frustrarea asta, că am terminat cu, probabil la un nivel important, castigând acel meci, ce spune dumneavoastră, dar nu trebuie că să revedem meciul ăsta cu FCSB. Sau, dar e come? Mă gândesc că sunt aceiași jucători, tot ei. Sì, grupul era asta, grupul. Eu nu știu, după, repet, din păcate, primul meci cu Faro s-a întâmplat ce s-a întâmplat, măcar acolo sunt atenuante justificare, pentru după al doilea și al treilea meci am pierdut, din păcate, pe greșelile noastre. Dar sunt sigur că echipa, dacă va arata cum a arătat cu FCSB, asta e adevărat, o echipă solidă, cu un joc consistent, cred eu că poate lupta bine pentru locul 2. Sunt aceste meciuri decisive pentru anumiți jucători, în sensul dacă vor continua sau nu la Rapid?
Da, suntem, da, în acest sens suntem toți sub examen, se spune așa, adică sub evaluare, no? Din partea conducerii, adică antrenori, jucători, toți suntem evaluați în acest final de sezon și atunci trebuie să ne grabim, cum se spune, să începem să jucăm din nou cum am jucat înainte de aceste trei meciuri. A deranjat totuși faptul că cei din conducere au ieșit și au spus că anumiți jucători nu se vor mai găsi în echipă? Vi s-a părut așa că intră un pic pe tărâmul dumneavoastră, pentru că dumneavoastră ar trebui să fiți cel care faceți aceste alegeri în funcție de ceea ce vedeți la antrenament? Scuze, dar cine a zis că au decis, nu mai au tărât acest lucru conducătorii? Poate fi că acolo era și antrenorul? Întreb. Ați avut o discuție împreună cu cei din conducere? Am avut o discuție împreună, am hotărât împreună acest lucru, ceea ce s-a întâmplat. Nu e numai conducătorii, l-am hotărât și eu. Mă asum asta, responsabilitate, împreună cu conducătorii. La margine de o ședință, împreună cu domnul Șucov, Angelescu și președinte Nicolae. Jucătorii pe care nu mai contați în acest moment, care ar fi? Pentru că s-a tot speculat. Acum eu cred că nu e bine, voi știți care sunt și nu e bine din partea mea acum, în un match, înainte un match așa de important, care sunt jucătorii, care vor fi jucătorii care vor sta la sfârșitul campionatului în lot sau pleca, acum mi se pare sincer, nu e corect din partea antrenorului să vorbesc despre acest lucru. Se va afla, știți, cred că toată lumea știe cine sunt jucătorii, dar nu e o problemă, repet, nu pot să vorbesc eu acum, eu mi gândesc că stau focușat pe meciul ăsta cu Sepsi, nu cu jucătorii, măcar stau în acest moment afară. Spuneți că aveți 24 de ani de carieră în spate, probabil că v-ați obișnuit și în România, însă ce le-ați spune criticilor care, în urmă cu ceva etape, vă lăudau pentru felul în care joacă Rapidul și acum spune de dumneavoastră că nu prea știți să antrenați? Pentru că probabil aici nu există un echilibru așa din punctul de vedere emoțional. Stai o zi, este acolo sus, în ecstasy, o zi este în agonia. Asta e, cred eu, pentru că trebuie evaluat bine antrenorul, s-au spus și prostii, adică, și după mă opresc, pentru că nu vreau să vorbesc despre mine, sincer, dar uneori, pentru că vede că mulți antrenori se aduc apă, vorbesc, că eu nu am titlu, n-am castigat niciodată un titlu, eu n-am avut niciodată o echipă de titlu, niciodată. Ok? Uitați-vă la cariera mea și după mi spuneți dacă am avut odată o echipă care a luptat, che a castigat un titlu, che era pregătită pentru a castiga titlu. Pentru că asta te deranjează, dar nu e problema, gata că mă opresc aici, că nu vreau să dau alte... Dar e important că unul știe, așa că se uită bine cariera de antrenor, m-ați înțeles că eu nu sunt antrenor de titlu. Nu am castigat, n-am avut niciodată o echipă de titlu. Probabil, e normale che anno vitor, è normale, no, non vorrei mai dire acum, anno vitor, sigur che ne assumam toți cine va fi antrenor, cine va fi giocatori, ne assumam lupta pentru titlu, se poate spune asta, pentru că vor fi și alții giocatori, vor rămâne giocatori importanti che am considerate, che consideram che sunt gata pentru titlu, dar niciodată. Naționale, CFR era l'inceput, Iașul, CF Steaua nu erau investiție, Târgu Mureș, nu vorbim de Universitatea Craiova, niciodată s-a gândit la cosa, vorbe de Pizzurca, nu avea echipa pentru titlu și după ce ne-a fost Sepsi, nu echipa pentru titlu, pentru că era echipa tineră și Rapidul în acest an. Locul 2, locul 3, ok? Asta este. Dacă obțineți locul 2, cupele europene, rămâneți la Rapid, o întrebare, și 2, dacă le stricați fiesta celor de la FCSB peste 2 săptămâni, pentru că matematic ar putea deveni campion cu o victorie la CFR și una în fața Rapidului. Bă, dar nu mai gândesc la acest lucru. Noi, eu mai gândesc numai când vom juca cu FCSB, că avem nevoie de 3 puncte și speram că vom obține, după dacă ei vor fi campioni înainte sfârșitul campionatul, bravo lor, dar nu mă gândesc la asta. Eu încerc numai să castigăm meciul ăsta cu Sepsi pentru a încerca să revenim pe locul acolo,
că ne duce măcar în cupe europene. După anul viitor, nu știu, anul viitor este o evaluare din partea conducerii și după, ușor, ușor, ne punem la masă și vedem ce se întâmplă. No? Normal că e importante să luăm un loc, să prindem un loc de cupele europeane. Ar fi un pas înainte în față de anul trecut.